La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Unde mergem, deci, unde mă duceți? Fii atent, domnule, că trebuie să fugi din oraș. Deci nu ai cum să mai stai aici, că dacă te vede ambelitul și nu știi. Păi... faci un un pașaport, pleci, nu știu. Păi lasă-mă, domnule, la un autobuz aici, că mă descurc eu. Gata, domnule. Ai, ai, Dumnezeule. Domnule, lasă-mă că iau un buschet pe aici. Ce să mai căneagă, n-ai ce să mai căneagă. Văleu, văleu. Hai, da, capul și de zile. Tăceți din gură, vorbesc eu. Tăceți din gură. Da. Liniște. Mă, ce se întâmplă? Pe dreapta. Liniște. Nu seara, gen principal, la de la mințe sunt. Nu seara, s-a întâmplat ceva? Da, este un filtru aici. Verificăm toate mașinile care trec. Nu am înțeles, două secunde. Asta-i unde că mă ia mețelă, iar. Că... domnul nu e cel mai devreme? Ăla mai devreme? Care era, trebuia să fie internat acum? Păi mă duce la spital. Îl mutați sau care-i treaba? Da. Să-mi prezint și un buletin mai întâi. Sigur. Mă, ce dracu, mă. Tovarășul Ion... Afrodite, da. Ok. Ne-am discutat ceva mai... nu? Da. Ce? Dați... tovarășii ăștia jos de mașină. Ce-o discutăm ăștia? Să discutăm. Păi să dea jos. În ce, domnule? Mamă. Ești tovarășul taximetrist. Domnul medic ne-a spus că ați încercat să-i dați șpagă sau că i-ați dat șpagă. Nu-i adevărat, domnule. Nu-i adevărat, domnule, n-am făcut nimic. Tovarășii, e adevărat sau nu? Tovarășii, ce să zic acum, e adevărat. Nu-i adevărat, domnule, nu i-am dat nimic, n-am făcut nimic. Gura că te-am auzit și eu. M-a injectat ăsta roșu, nu știu de ce e cu noi acum. Hai că te-am injectat. Și acum vreau să-mi dea... domnii milițieni, când eram la secția acolo, la spital, spunea să beau ceva, îmi dădea să mă drogheze mai rău, domne. Pe ăsta în roșu puteți să-l băgați în mașină, domne, că... păi mi-a spus ceva de un antidot, ceva, că v-a băgat un tranquilizant și că ați luat o brazna. Mi-a băgat, nu știu ce mi-a băgat, domne, dar mă simt rău de tot. Ăla e un ser care, în contact cu sângele, e nasol. Deci, până la urmă, trebuie să fii internat sau nu trebuie să fii internat? Da, dar la spitalul unde am fost nu avem aparatura necesară pentru... bun, să vreau motivul pentru care i-ați dat mită, tovarășului medic. N-am dat domnul mită! Domne, a fost... am plătit pentru seringile alea să-mi facă să nu dea cu seringă de aia de fier, domne, să-mi dea de aia de unică folosință. A plătit pentru seringă și pentru rezerva în care a stat, pentru că a ales să stea singur, nu la comun cu ceilalți și... și mi-a spus că v-a dat mită. Mita e altceva. E diferit față de o răscumpărare, așa de... păi mită pentru ce, domne, uitați-vă la mine că sunt amărât. Ne văd în capul lui, nu vedeți câte schilodii mănâncă numai duminică. Mi-a băgat și lumina în ochi, acum mai erau amintele. Chide tovarășe la internet. Bun, și mi-a spus că mi-a dat 500 de lei, parcă? Nu mai țin minte, domnule, că... i-am dat 500 de lei, domnule, da, i-am dat pentru seringă și pentru cameră, domnule, să nu infectez și pe altcineva. Deci, așa nu uitați-l și dumneavoastră cum face, deci o ia razna. Da, să-mi spuneți de ce ați numit această răscumpărare mită. Că asta mă dragi. Domnule, eu n-am spus mită, eu am spus că mi-a plătit 500 de lei. Mi-a spus că v-a dat mită. Poate am greșit eu, domnule. Și de ce vorbeați în șoaptă? Bă, mai au pe alte căi, poate ajungem la subiect. Ceva nu miroase bine. Păi, e de la ăsta în roșu, ce să zic. Deci avem și chef de glume, să înțeleg. Vorbeam în șoaptă, domnule, că spunea să beau ceva și a spus că nu vreau să beau, domnule. Oricum, acest individ este blindat de droguri, are și... domnule milițian, veniți un pic, uitați asta. Îi spunea că s-a drogat pe munte, domnule, cu opiul, domnule.
Da. Ce munte, doamne, vedeți vreun munte, numai dealuri. Azi că dacă nu uite, doamne, muntele acolo, ați luat o rază, n-ai uitați-vă cât de mare e. Mai aveți analizele, mai domnului? Da, sigur, sunt în mașină, le aduc acum. Domnule, domnul ăsta a pus cocaină în ambulanță. Deci, tovarășe, mergi la... Așa e. La tovarășe, să te controlezi. Bine, domnule. Uitați aici. Tovarășe, tovarășe. Gentul drag, mi-a zis colegul nostru să mă verificați. Având în vedere că este un filtru aici, o să vă rog să-mi dați buletinul primisul și actele mașinii. Mă, zice, aș fugi cu ăsta, mă, dar mă prind ăștia, mă, că au trei mașini de momentan nu. Aș fugi cu... Nu înțeleg termenul ăștia, există boala asta? Aș fugi cu ambulanță. Citiți-mi și mie de aici, că nu... Voi perche zice... Sunt toate actele aici, da? E o mare infecție, domnule, nu aveți habar. E cu stenul mastru, e Cleudian de la domnule. Bolă de aia să ia. Uitați că vă zic și eu. Domnule sternocleidomastoidianul nos. Ce boală. L-acționați o singură dată, vă rog. Că nu sunt medic. În regulă. Puțin mai încolo. Dar simt așa cum pătrund de boala mai mult în mine. Certificatul și asigurarea sunt în regulă, permisul este în regulă. Domnule, vă scrie, mai scrie și încă o boală, domnule, are mielom multiplu. V-aș vrea să vă dați jos să vă fac o percheție corporală. Puțin mai încolo. Citi fosforestier, domnule. Sunt bol grave, trebuie să fie mort. Ce ați făcut, Ioane, că n-am niciun drog pe mine. Și mai scria gol jos, că se poate să mă aibă... S-a încurcat limba în gură. Limfoame maligne. Domnule, de eu nu... Boala, domnule, se numește Ligma. Cred că de-aia că am citit eu pe dosar de Ligma. Tovarăși, stați un pic aici până discuți cu... Domnule, dar pe ăsta în roșu bagajul, domnule, mașină, că aberează mult rău de tot. Domnule, m-a verificat colegul. Domne, tu ești sub influența drogurilor. Ce influență, domne, m-a verificat, n-am nimic pe mine. Pe munte acolo, domne, s-a drogat, acolo sus. Băi, mă umor cu muntele tău. Acolo. Ura, că mai slăbești un kill de dispari. Gata. Deci, domne milițien. E Ligma, domne. Eu vă spun, ăla e nebun cu capul. Domne. Maligne, domne, maligne. Ligma, Ligma. Maligme? Haideți urcați în ambulanță, mă. Acum. Ce faci, domne? Fugim de ei? Fugim, domne, asta e. Aoleu, domne. Păi dai, oprește, oprește aia, domne, să nu ne audă. Oprește, oprește. Ia-o pe undeva, pe scurtătură, pe munți. Stai puțin. Prin munți? Lasă-mă aici pe dreapta să fug pe dreapta, domne! Nu, stai cu mine. Lasă-l să plece. Domne, salvarea asta nu prinde viteză mare. Până trec ei, domne, uite, ne băgăm aici, știu eu un loc. Nu e bine să fugiți, că vă mănâncă pușcăria, domnilor. Colegul pe dreapta, repede. Bagă-te aici după ăsta. Sări, repede, repede, repede. Hai că am plecat noi încolo să-i derutăm. Ce pula mea. S-a dus după ei. Trebuie să mă întorc înapoi, doamne, ne vede un taxi urgent. Să-mi iau actele de casă. Ia să chemi un taxi. Taxiul e pe drum. Haide capul meu. Îi mănâncă pușcăria, păi vă zic că îi mănâncă pușcăria, domne. Că a fugit de milițieni. Pentru 500 de lei fiecare, domne, uite cum. Cât de mare e foamea. Aoleu, s-aud din nou ăștia. Hai de capul meu. Ia uite, domne. Ăsta să fie taxiul? Domnișoare, domnișoare. Bă, dar cu prea aia, mă. Vine taxiul.
Doamne, doamne! Haide, 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 mă repede. Scuzați-mă, nu v-am văzut, domnule. În oraș, în oraș, domnule, repede. Da. A pornit ceasul de la 18 lei ăsta, mâncate-și. Dă-i, domnule, tare, dă-i tare. Trebuie să mergi la un magazin de la de haine. Gata, acum, acum, desigur. Dar nu mai am benzină, ce fac? Bag eu pe drum, lăsați, nu cătrează. Merge, o, merge, da. Ne duce până acolo. Mamă, sper să nu fie din nou miliție pe aici, că am pus-o. Mamă, de ce? Stai că scoți și asta, că nu ne mai trebuie. Ce să scoateți, domnule? Aparat. Opriți, domnule, aparatul, că vă plătesc eu ca lumea, domnule. Nu mai trebuie, nu mai trebuie. Îl trebuie cu aparat. Doar să mă duceți cât mai repede la ăsta de haine, domnule. Nici la roșu nu mai stau. Hai să dau luz la ceva repede. 8, 6... Probleme, probleme, Titi! Eu uitam și... Sute la băiat. Uite, doamne, pe bancheta din față ți-am pus acolo niște bani. Mersi, mamă, șefule, să trăiești. Lasă-mă aici, lasă-mă aici, ușor. Du-te, du-te. Nu știi nimeni, nu știi nimic ce s-a întâmplat. Fugi, nu, fugi. Nu, te aștept? Bine, nu, ma. nu. Fuck my fucking life. Păi nu mă văd așa, mâncava-ș. Așa. Să trăiți. Să trăiți, domnule. Mamă, repede, repede, îmbrăcăminte ceva. Uite așa, pantaloni. Nu știu ce o fi, nu contează. Ceas. Să se schimbe ceva, băi, nene. Aolo. Mă, ce-s pantaloni ăștia, mă, mâncavași? Ai, dă capul meu. Iau pe ăștia așa. Și la top trebuie ceva repede. Așa, geaca asta e bună. Ochelari, repede ochelari. Sper să aibă ochelari pentru mine ăștia aici. Hai de capul meu. Aha. Cred că e bună și asta până la urmă. Așa. Validăm aspectul, da. Cu căciul așa. Mi se pără bun. Mi se părul până aia mâncava așa. Ia stai să văd dacă pot să fac altceva. De aici. Asta e skin custom și de asta nu prea... Am foarte multe opțiuni pentru îmbrăcăminte. Scoatem fularul. Mai bine cu căciul asta. Și ochelari. Uite ăștia așa. Gata. Acum sper să fie mai ok. Ăsta e taximetristul de mai devreme? Hai să fug și eu pe aici pe unde pot. Mamă, dar arată bine chirpici acum. Mă compor normal. Bună ziua, tovarăși. Bună ziua, domnule. Fuck. Mamă, s-au de miliția, mâncate-și. Cum n-ai, bă, pun aici în coasta. Aude, medici. Vor fi ăia? M-au recunoscut? Miliția! Mamă!
Nu m-au recunoscut. Nu m-au recunoscut. Nici milițienii, nici medici măcar. Bă, băiatule, mă. Dar trebuie să merg să-mi fac un buletin fals ceva. Domnule. Da, domnule? Te duc, domnule, undeva? Vă pot ajuta cu ceva? Nu, mulțumesc, cu o zi bună. Dar întrebarea mea, de unde, domnule, ați făcut rost de ochelarii aia? Care la... pare așa foarte... Am văzut eu un Mickey Mouse și avea... De la magazin de acolo, domnule. Au așa ceva? Păi da. Super. Nici ăsta nu m-a recunoscut. Ăsta e drogatul, băi băieți. Că tăp în toberane și nu-i ceva, nu-i nimic. Băi, deci ăsta e drogatul, mă, mâncava și... Nici ăsta nu m-a recunoscut. Dar după voce măcar dacă îl recunoștea pe... pe Dumitru al nostru. Eu trebuie să ajung la șorul să-mi iau mașina personală. Așa trebuie să ajung de pe aici. Că trebuie să mă duc la... Trebuie să mă duc la țara acolo să fac un buletin că... Că nu știu ce să fac altceva. Să-mi iau altă identitate, gen. Ia uite-și pe ăsta. Te duc undeva? Nu, mulțumesc, domne. Bă, dar șmecheri adidasii. Deci adidasii chiar sunt blana anul ăsta. Sunt blană rău de tot. Fular, jachetă galben, nu e bosule, nu mai e. Hai să luăm și noi BMW M1-ul ăsta. Așa. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Nu merge pe aici. Ok. Continuăm data viitoare când dau de... Când o să dea Dumitru Chirpici de ăla care face buletine. Și să-i facă o nouă identitate. Că momentan cum ne plimbăm așa este super mega riscant. Chiar dacă m-am schimbat eu și așa mai departe. Dar dacă dau de acești milițieni și îmi recunosc vocea, m-am cam dus. Da, o să încerc să merg cât mai regulamentar până se întâlnește ăsta, până se întâlnește Chirpici cu omul lui. Da. Cam asta a fost și episodul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like acolo. Să strângem cât mai multe like-uri. Iar noi ne revedem data viitoare, băieți. V-am pupat, să aveți o zi perfectă în continuare. Ciao, ciao.